Astăzi s-au împlinit 27 de ani de când înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a fost hirotonit arhiereu. Ierarhul s-a născut la 18 martie 1955 în comuna Lopătari, județul Buzău, la botez primind numele Costică. A fost tuns în monahism la mănăstirea Ciolanu pe numele Casian și hirotonit ierodiacon în anul 1980, ieromonah în 1985, apoi arhimandrit în 1987. La solicitarea episcopului Antim Nica a fost ales arhiereu vicar pentru episcopia Dunării de Jos cu titlul Gălățeanul la 12 februarie 1990 și hirotonit la 18 februarie 1990. În urma trecerii la cele veșnice a episcopului Antim, a fost ales episcop al Dunării de Jos la 12 iulie 1994 și instalat la Galați la 24 iulie 1994. La data de 27 septembrie 2009, eparhia Dunării de Jos a fost ridicată la rang de arhiepiscopie, iar înalt preasfințitul părinte Casian la demnitatea de arhiepiscop. Mâine se împlinesc 11 ani de când preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Timișoarei, a fost hirotonit arhiereu. Ierarhul s-a născut la 24 octombrie 1971 în localitatea Curtea de Argeș. În anul 1999 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopală din Ghiula, după care a fost hirotonit ierodiacon la 6 august, iar apoi ieromonah la 7 august 1999. În 2006, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ridicat la rangul de arhimandrit. La 9 februarie 2006 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titulatura Lugojanul. Hirotonia a avut loc în data de 19 februarie. Centrul Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae din Paris organizează cursul Care etică pentru bioetică. Cursul își propune să ofere o mărturie a medicilor și a situațiilor profesionale întâlnite, care invită la o reflexie și o abordare a acestora cu discernământ, nu doar etic sau moral, ci și duhovnicesc. Cei care doresc să urmeze acest curs se pot înscrie până în data de 15 martie 2017. Cursurile se vor desfășura prin intermediul unei platforme pentru conferințe online, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesori și studenți. Începând de astăzi și până luni, în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ierarh Leon al Cataniei din Alcamo, Italia, au loc manifestări liturgice și culturale speciale. Acestea au debutat astăzi cu săvârșirea Sfintei Liturghii și a unui parastas pentru cei adormiți în Biserica San Vito din Piața San Vituzzo. Mâine, după săvârșirea Sfintei Liturghii, va avea loc vernisajul expoziției de fotografie Atos. Tot mâine va fi săvârșită slujba vecerniei unită cu litia în cinstea Sfântului Ierarh Leon al Cataniei. Zilele dedicate hramului se vor încheia luni, 20 februarie, în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Leon al Cataniei cu săvârșirea Sfintei Liturghii de un sobor de preoți din protopopiatul misionar Sicilia. Mâine se împlinesc 141 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuș. S-a născut la 19 februarie 1876 la Hobița, Gorj, fiind al șaselea copil din familie. Figură centrală în mișcarea artistică modernă, Brâncuș este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului 20. Sculpturile sale se remarcă prin eleganța formei și utilizarea sensibilă a materialelor, combinând simplitatea artei populare românești cu rafinamentul avangardei pariziene. Opera sa a influențat profund conceptul modern de formă în sculptură, pictură și desen. A trecut la Domnul la 16 martie 1957, fiind înmormântat la Paris.